Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a păstrat până această seară și cei mai frumos, nu doar că ne-a păstrat până aici, avem încredere că ne poate păstra pentru veșnicii și ne poate da viața veșnică și asta, nu oricum, ci împreună cu El. Am oprit la un cuvânt pe care l-am intitulat Prieteni sau vrăjmași cu Duhul Sfânt. Sfânt Scriptura în cuvântul citit în această seară, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 45, hai și 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, vorbea despre iertarea care se primește prin Domnul Hristos, s-a pogorut Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați în prejur, evreii, deci, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Pentru ei a fost ceva surprinzător, o uimire. Cum și-au dat ei seama că neamurile au primit acest dar? Scrie în versetul următor. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și dacă nu i-ar fi auzit ar fi putut să declare că s-a dat darul acesta și la neamuri? Nu adevărește scriptura așa ceva. Este scris aici, în 11 cu 15, când Petru explică. Și cum am început să vorbesc? Deci, n-a durat mult din predică până când a fost întrerupt de Duhul Sfânt care îl însoțea și care îl trimisese. Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și face precesarea ca și peste noi la început. Și asta ne trimite în fapte doi, cum bine știți, și scrie aici, în versetul 4, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi cum le da Duhul să vorbească. Și Petru explică profeția lui Ioel, versetul 17, în zile din urmă zice, Domnul voi turna din Duhul meu peste orice făptură și iată dovada turnării, Feciorii și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor visa vise, dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zile acelea din Duhul meu și vor proroci. Personal, cred că aici în fapte 2 a fost și prorocie, nu numai vorbire în limbă. De altfel și în fapte 10 scrie că îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Și de asemenea mai scrie aici că a fost, versetul 3, niște limbi ca de foc și... Acestea au fost văzute împărțindu-se printre ei, asta pe lângă un vânt puternic. Adică darul Duhului Sfânt când se toarnă, cum zice tot Petru aici, capitolul 2, vers 33, făgăduința Duhului, e ceea ce vedeți și auziți. Ce au văzut ei? Niște limbi de foc. Ce au auzit? Cuvinte, date, primite de la Duhul Sfânt. Dacă nu se vede și nu se aude, nu cred. Și cei în cauză n-au cu ce dovedi. Duhul Sfânt, când vine, vine cu manifestări. Că doar și un Duh rău când vine. Nimeni nu poate zice numai așa, că o face din ponegrire sau din ură, că unul are Duh rău. Dar ceilalți nu vor crede. Care e dovada că e un Duh rău? are o manifestare oarecare, care nu e normală, nu e naturală, ceva ce iese în evidență, iese din normalitate. Să mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat cu darul acesta, slăvit să-i fie numele. Și-a turnat și cred că trebuie să mai toarne. Mai este loc, nevoie de daruri și de lucrări binecuvântate. Doamne ajută-ne să ne deschidem să stăm înaintea ta, să faci curățirea necesară ca să poți să torni și să umpli. Aceste două lucruri sunt necesare ca Duhul Sfânt să își facă lucrarea pe deplin. Golirea și curățirea. Spune Scriptura aici despre cazul din Cezarea. Fapte 15. Tot Petru explică versetul 8 și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit despre ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile. Și însuși Domnul Hristos spunea că Tatăl dă Duhul Sfântilor ce îl cer, dar în condiția că își doresc aceasta, adică să renunțe la alte lucruri, să se curățească, și-au spune în 2 Timotei 2 să fie un vas de cinste, sfințit folositor stăpânului, Doamne, ajută-ne. Dacă n-ați primit încă harul și darul acesta, Dumnezeu este bun și încă lucrează. Anul acesta am văzut și am auzit mărturii frumoase. Asta este dovada, cum spunea Domnul Hristos, Tatăl lucrează și eu de asemenea lucrez. Sau cum îi spunea, se i transmite lui Rod, îi sprăvesc, dar până nu îi sprăvesc, să știi că lucrez. Oricum, Duhul și Mireasa zic vino, adică Duhul e cel ce se grăbește să-și facă lucrarea. Să și facă și aici din plin, și spunem din toată inima: slăvii să fie Domnul. Spuneam că acest cuvânt l-am intitulat prieten sau vrajmaș cu Duhul Sfânt. Asta, pe baza a ceea ce scrie în Evrei, capitolul 6, citesc versetul 4, că și cei ce au fost luminați odată și au gustat. Deci e ceva ce se simte, se vede, se aude. Dar ceresc și s-au făcut părtași. Adică, au devenit colaboratori cu Duhul Sfânt, prieteni. E mare harul acesta. Știți că Pavel voia să meargă la un moment dat în misiune în Asia Mică. Și scrie în fapte 16 că Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Și apoi într-o vedenie, dar de unde vin vedenile? L Am citit de la Duhul Sfânt. I-a zis, treci în Europa. Vedeți cum colabora scrie la un moment dat în fapte 20 că Duhul Sfânt îl înștiința din cetate în cetate, ce l-așteaptă, ce urmează, asta înseamnă să fii prieten cu Duhul Sfânt, spunea Domnul Iisus în Ioan 15, că între prieteni nu sunt secrete. Și toate acestea lucruri necesare pentru a fi ferit de planurile diavolului, pentru a îl cunoaște pe Dumnezeu, toate astea ne parvin prin Duhul Sfânt, prin lucrarea aceasta binecuvântată. Stăteam o dată de vorbă în Austria cu... Veneam cu soția și cu familia gazdă și alte familii și noi n-am știut exact că dintre ei sunt unii mai reticenți, mai închiși, mai sceptici față de lucrările acestea și soția a început să spună cum Domnul ne-a științat, cum astfel am putut să ne pregătim cu poș și rugăciune, cum ne-a venit în ajutor. Ne bucuram și explicam această colaborare cu Duhul Sfânt. Am văzut pe unii că se uite așa mai mai întrebător, ca să nu zic mai rău. Și apoi ne-a spus, familia o care ne-a dus acolo cu mașina. Ei nu prea cred în astea. Asta e o pagubă. Să nu beneficiezi de un asemenea har. De un asemenea ajutor binecuvântat. Părtaș cu Duhul Sfânt. Duhul și biserica zic: Vino, cântă în aceeași gamă același lucru și îl doresc. La aceeași lucrare contribuie. Duhul Sfânt e părtaș cu predicatorul, e părtaș cu cei ce ascultă, să se vorbească cu vorbiri de la Duhul Sfânt, să se audă, să se înțeleagă prin Duhul Sfânt. Ce să mai spun cu prorocul? Și de ce nu cu noi și acasă, chiar și noaptea? Dar ce e mai frumos, sau una dintre lucrurile cele mai interesante, spune Scriptura Roman, capitolul 8, în ce privește această relație, citesc de la versetul 26 și tot astfel Duhul ne ajută. Avem un prieten mult mai puternic și mai înțelept decât noi. În slăbiciunea noastră, că și nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Vedeți în societate când cineva are un prieten undeva suspus, se simte așa și dacă e un copil să aibă numai unul cu două clase mai mari ca el. Parcă umblă așa în pauză, mai țanțoși. Că nu se teme, dacă ai pe cineva, știu eu, la județ sau ce se mai zic la București, parcă ai o anumită încredere, te ajut. Cel mai mare ajutor ne vine de la Duhul Sfânt. E lăsat pentru noi aici să colaborăm cu El, dar poartă relația acolo sus, cu Tatăl, și cel ce cercetează inimile știe care e năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru darul și harul acesta. Evrei au rămas uimiți că s-a dat și la neamuri. Oare noi cum să cotim un lucru ușor de apucat sau prețuim așa cum se cuvine că ni s-a dat și nouă? Pare mi se că v-am povestit despre un frate maghiar de la noi care s-a apucat la bătrânețe, până la urmă a stăruit, a primit și l-am întrebat acum, l-a botezat domnul asta iarnă, dar eu am vorbit cu urmă cu două săptămâni. Frate, cum îi? Auzi, mă rog și cânt în alte limbi, dar ai vibra vocea. Și zicea bătrânul, asta e mare har, frate, asta puțini oameni. Și chiar mă gândeam și eu încă o dată, auzi, și toată ziua, zicea el, Acum sunt pensionar, nu am ce să fac. Mă rog și când prin Duhul Sfânt. Asta cât știe dumnealui și cât pricepem noi, da, ce operă face Duhul Sfânt în pretenia asta e foarte important. Adică el completează, dacă ne gândim și la preoția Domnului Hristos, tot ceea ce nu putem noi. Îngerii sunt Duhul slujitoare trimise pentru cei ce vor moșteni mântuirea, Duhul Sfânt îi marle paraclet, avocat, mângâietor, Domnul Hristos la dreapta mării, frați și surori, avem șanse să fim mântuiți. Și dacă nu vom fi, asta nu că n-am avut asistență. Am fost noi nepricepuți și răi, eventual. O inimă rea și necredincioasă, care ne despart. Alte relații nu ne mai trebuie. Avem asigurate toate condițiile, cum zice Petru, Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavă. Sau cum zice în Isaia, capitolul 1, ce aș mai fi putut să fac vie mele și nu i-am făcut, de ce ar mai fi nevoie? Nu mai de noi, să ne aducem mica noastră contribuție, mica noastră întreagă contribuție, o inimă întreagă dăruită Domnului, amin? Ei, în ideea aceasta, vă citesc acum din Efeseni, capitolul 4, scrie în versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă din gură. Știi, după ce ai ajuns să vorbești cu Dumnezeu, să fii partaș cu Duhul Sfânt, să-ți dea cuvinte ce nu vin de la tine, să te inspire, e o mare rușine să mai vorbești așa aiurea să fie un cuvânt bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea harcilor ce laud, să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și acum continuă, nu doar la nivelul vorbirii e problemă. Orice amărăciune și când se întulbură apele, asta e înăuntru, acolo unui Duhul Sfânt, noi devenim templul Duhului Sfânt și când e în amărăciune înăuntru, e mai rău decât cum ar fi praf și mizerie în casă orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. De ce? Să nu vă stricați predenia cu Duhul Sfânt. Povestea un frate despre o soră, prorocița cu Vidus în Statele Unite, are 88 de ani și a rămas ca și un proroc bun, căutat și respectat și zicea fratele, ci mi-amintesc că a mers cu în urmă la ea și ne-a spus, fraților, ne rugăm și rugați-vă și pentru mine, dar eu astăzi nu prorocesc. Dar de ce, soră? M-a un copil și am strigat la el și eu așa nu pot colabora cu Duhul Sfânt. Adică nu colaborează el cu noi. Dacă e strigare, e întristare. Și dacă e întristare, mai vorbește? Riscăm, să spunem, de la noi? Și dacă întristările astea continuă, și supărările noastre sunt tot mai dese și cleveteri tot mai multe? Pretenia cu Duhul Sfânt? E ca și cum am stat cu cineva de vorbă, știi, vorbesc cu un om, nu mai vine încă unul în vorbă. Și ăsta mă ispitește și s-ar putea, ați văzut în societate, când ăsta primul vede că eu am început a vorbi mai mult cu altul, se retrage. Cu el îi place. Zice, în proverbe, cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și asta e un lucru de rușine. Haideți să nu lăsăm pe Duhul Sfânt din pretenie aceasta să cadă în disgrația noastră și alte lucruri să ne pasioneze. Și sunt multe lucruri în lumea asta care îl întristează pe Duhul Sfânt. El a venit să dovedească lumea vinovată în ceea ce privește păcatul și cu siguranță păcatul îl întristează. Asta e cel mai grav. Nu că nu greșim. Cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Greșim și noi predicatorii, deși ne trudim să nu greșim. Tot mai greșim. Dacă suntem plini de Duh, nu greșim. Dar nu e această plinătate întotdeauna. Atunci mai scăpăm de la noi. Și cred că dacă sunteți atenți în predică, în discuții, la adunare sau în altă parte, nu vă mustră conștiința după aia. Și observă și din întristarea aceasta a Duhului Sfânt. Ceva nu este în regulă în asemenea situație. Spune Scriptura aici, continuând aceeași idee, 5 cu 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite și așa mai departe. Asta trebuie să fie eliminat. Versetul 10, căutați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare în a întunericului, mai degrabă o sândiți E frumos să vezi și copii botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Nu mai să-i vezi apoi că sunt atenți, că sunt cuminți. Asta nu înseamnă că nu se mai joacă dacă sunt încă tot copii. Dar nici de cum nu o să se mai bată. Tinerii, de asemenea, am întâlnit uneori, sunt un fel de, de bancuri creștinești. A nu sunt creștinești. Din două, una ori, bancuri, ceva creștinești. Așa, glume, bat jocuri, porecle ce își pun unii la alții. Toate astea întristează pe Duhul Sfânt. Doamne, dacă zilele astea vorbim despre Duhul Sfânt, ajută-ne să ne verificăm prietenia cu El. Să Și dacă l-am întristat, Domnul să ne ierte, să ne smerim. Pentru că întristarea asta nu merge la nesfârșit și o să le facă servicii că n-are ce face. Spune Scriptura, vă citesc din cartea profetului Isaia despre evrei și noi putem să le repetăm greșelile, capitolul 63. Și reiau ce am spus până aici, citind și versetul 9, în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. Și îngerul care ne este a feței lui i-a mântuit, el însuși a răscumpărat în dragostea și în lui și i a sprijinit și a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Aceeași expresie ca și nouul în Noul Testament, Efesem 4 cu 30. Iar el li s-a făcut vrăjmaș, din prieten vrăjmaș. Condiție în care a luptat împotriva lor. Și revin la Evrei, capitolul 6, spune Scriptura aici că cei ce au avut parte de părtășia Duhului Sfânt și de toate harurile aferente mântuirii versetul 6 și care totuși au căzut să știți că nimeni nu cade dintr-o dată deodată să cade, scrie Galateri 6 nu am vreo greșeală că te scapi asta se poate dar ne ajutăm unii pe alții și Duhul Sfânt mijlocește repede să se refacă relația. Căderea aceasta are de-a face cu ceea ce vă voi explica imediat, dar citim acum aici. Astfel de oameni este cu neputință să fie în noi țiară și aduși la pocăință. Pentru că ei din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bat jocorit. Și dau un exemplu. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade de sepiel, cum s-a întâmplat în primăvara aceasta, rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, condiție în care capătă cuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini, și aici e vorba de noi, și spinii sunt amărăciune, clevetire și alte lucrurile, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește, asta înseamnă un timp, că și un ogor trebuie să treacă câteva luni, nu poți da seama de azi pe mâine, dacă rodește sau nu rodește dacă e bun sau nu și sfârșește prin a-i se pune foc e starea aceea în care Duhul Sfânt deja luptă împotrivă și tot despre aceasta citim în Evrei capitolul 10 spune Scriptura aici de la versetul 20 și patru. să vegem asupra altora ca să ne îndemnăm la, la dragoste și la fapte bune, asta ar fi starea cum s-a predicat înainte în care trebuie să trăim să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Și acum atenție, căci dacă păcătuim cu voia, când păcătuiești un om cu voia? Nu știa Petru că urma să se lepede? Interesant că a uitat. Doar Domnul a Știa Iuda că ceea ce face e rău? Știa și a recunoscut-o. Dar exact în momentul în care Domnul i-a spus-o, scrie în Matei 26 că a întrebat, eu sunt? Și Domnul i-a spus da. Și corelând cu ce scrie în Iman 13, ce scrie atunci, a intrat satana Iuda. Probabil atunci când a luat bucățica, atunci a fost și dialogul acesta scurt. Iuda a păcătuit cu voia, conștient. Că despre Petru scrie în Luca 22, că după ce a cântat cocoșul și s-a uitat domnul Țintăl, abia atunci și-a adus aminte. El știa că asta e păcat. A fost avertizat, dar în momentele alea n-a făcut-o intenționat. A fost o scăpare, o uitare, o greșeală. S-a jurat și s-a blestemat dar nu cu intenție, cu voință. El a căzut în ispit, pe când Iuda am putea spune și-a dat drumul. De bună voie. Cei ce au păcătuit cu voia după ce au primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Și doar o așteptare înfricoșată a judecății și vă unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Versetul 30 ce aspră pedeapsă va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va bat jocori sau va huli pe Duhul Harului. Adică își va bate joc de prietenie aceasta. Ce înseamnă să păcătuiești cu voia? Duhul Sfânt ca un prieten să-ți tot spună, să te tot îndemne, să te tot ajute și tu să-l dai la spate. Și azi și mâine se întristează, nu dintr-o dată se face vrăjmaș. Lasă ploaie. Domnul ar vrea să aduci roadă, să fim împreună lucrători cu el. Dar dacă tot îl respingem și tot ne împotrivim, împotrivirea e foarte vinovată. Despre aceasta spunea Domnul Hristos, că citesc din Matei, capitolul 12. Iată cuvintele Mântuitorului de la versetul 30. Cine nu este cu mine, împotriva mea. Vedeți? Prietenie sau dușmanie, din două una. Cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Când te pocăiești, se iartă toate. Și după aceea, dacă mai greșești, se iartă. Avem la Tatăl Lumii Ciucitor, unui Ioan 2 cu 1. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Cei hula potrivit cu ce am citit în evrei exact ce făceau fariseii. Spunea Domnul câte o pildă. Și scrie în un moment dat, înțelegeau că despre ei vorbește. Dar se făceau că nu înțeleg. Da? Mai pot eu rămâne prieten cu tine dacă te surgi și tu nu răspunzi. Te sisizești, tu te faci că nu mă vezi. Dar nu numai atât. Ei continuau să trăiască în păcat. Dar nu numai atât. Refuzau să se pocăiască atunci când Domnul îi sesiza. Dar nu numai atât. Se împotriveau și spuneau că asta era vinovăția, de fapt, împotrivirea asta este hula. Împotrivire aceasta. Spuneau, noi suntem buni și tu ești rău. O contrazicere fragrantă. Situație în care scrie în versetul 32, oricine va vorbi împotriva fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt. În asta, deja e o dublă vrăjmășie, când și tu nu vrei să-L asculti pe Duhul Sfânt și te împotrivești, îl îți spune una și tu faci alta. Nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Adică nu mai poate beneficia de iertare, am citit în Evrei 6. M-a contactat cineva prin poștă electronică și spunea, frate, trăiesc sub o teroare de peste 10 ani. Când a fost copilă, era cazul unei femei de vreo 14 ani, mi-a venit un gând și m-am temut că am hulit pe Duhul Sfânt. Și diavolul în urmă m spunându-mă, tu nu ești iertat. Dar frate, eu m-am ținut de adunare, m-am botezat, slujesc. Și parcă mi-a mai venit cândva un gând și zice, nu știu, am zis ceva cu gura sau n-am zis, dar așa, scurt, o frază, două. Și de atunci zice, sunt terminat, mă tem că am hulit. Și i-am spus, au soră, și el care hulește nu se mai teme, asta e problema. Astfel de oameni păcătuiesc de la sine, scrie în tit. Bazocoresc, le spune păstorul ceva, nu e așa. Le vorbește Domnul într-un fel sau altul, e neagă, încăpățânați. Mai ține cont de ce Domnul ți-a vorbit. Disprețuie și predică, și prorocie, și îndemnul cujetului, întristare după întristare și în final vrășmășie. Domnul le-a tot explicat și scrie la un moment dat, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 40, unii din farisei care au lângă el când au auzit aceste vorbe, au zis, dar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Sau s-ar ierta. Dacă n a ști, n-ați priceput, ca Petru, nu ți a adus aminte. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne, ce înseamnă că rămâne nu are iertare nici în viața asta, nici în cel viitor rămâne, păcate care rămân alea când te faci în adins, că nasculți asculți că nu vrei situații triste am fost plecat undeva în Banat și știu dintr-o biserică, sunt prieten cu un slujitor că a avut probleme cu un bărbat care se împotrivea la orice era bună în adunare când a fost vorba de stăruință, a zis că știe Duhul Sfânt unde stau eu. Și asta e tot o bat jocură. Orice era vreo descoperire în adunare, lasă-mă pe mine, eu știu, înțelepciunea mea. Și Dumnezeu a vorbit prin fratele Dora și a zis, când își va începe Domnul lucrarea acolo, va lovi doi oameni. Și și-a început-o, Domnul. Nu cu mult timp în urmă au fost botezați câțiva zeci de tineri și copii cu Duhul Sfânt. M-am bucurat când am ajuns acolo că darul Duhului Sfânt încă se dă. Și Dumnezeu l-a mai îngăduit o vreme să vadă și revărsarea asta de har pe bărbatul acela. Și în urmă l-a lovit cu un scrin de un om că-i tot blestem cu rătăcirea minții. A ajuns la spital în Timișoara, l-a vizitat fratele slujitor și l-a întâmplat în asistența spunând, domnule, păstor, ce vrea să spună că eu am holit pe Duhul Sfânt și nu s iertat. Și slujitorul ăsta a stat de vorba cu el două ore și a încercat să-i spună, mă, dar că ești? Știi cum au din nive? Poate că Dumnezeu se va îndura. Nu mai pot, frate. Nu mai pot. Și în starea asta, de nu știu câte luni, și le o spus și la cei de acasă, și sunt speriați și alții în adunare, păi eu nu mai pot fi iertat. Asta voi? Eu nu. Și cât încearcă să explice, cum scrie în 6, nu mai poate fi adus la pocăință. Asta au fost ani de zile. Dacă faci lucrurile, aș spune așa, te poți să-ți-l să faci pe Duhul Sfânt, dragi poate și în câteva luni. De aceea, noi suntem chemați să ne îndemnăm, să ne apropiem de Domnul, să l iubim și să-i slujim cu inima. Că asta e tare importantă prietenie. Dar să-l ascultăm noi pe El. Ne ascultă și El pe noi când avem suspinuri când avem probleme, slăbiciuni. Dar dacă ne îndeamnă să venim la adunare, să încheiem o ceartă, să alergăm după pace, să fim atenți la lucrările Duhului Sfânt, toate acestea sunt întristări. Deci nu doar a spune ceva împotriva unui proroc, cât despre prorocii trebuie să le cercetăm. Nu-i bine să ne grăbim cu ușurință să rostim un cuvânt, că sunt lucruri care nu le înțelegem, vor fi înțelese după aceea. Deci, 53. Cine din cei din vremea lui a priceput? N-a priceput nimeni. Dar apoi, când Duhul Sfânt a venit în Noul Testament și l-a descoperit, ce frumoase erau toate și potriveau la locul lor, fiecare. Deci, Duhul Sfânt se ocupă de partea cu roada, de partea cu pocăința aș spune, și de partea cu darurile, de partea cu lucrările și poate fi întristat de o potrivă. Și pentru absența roadei și pentru o nerelaționare corectă față de daruri. De altfel eu cred că Duhul Sfânt când vine trebuie să se manifeste în continuare și pachetul de roadă și pachetul de daruri. De aceea în Noul Testament nu văd numai vorbire în limbi, ci și prorocie. Adică cel puțin una. Lângă vorbire în limbi bine să mai fie încă un semn, încă o lucrare și de asemenea să se vadă dragoste, bucurie, pace. Din momentul acela trebuie să fie prezent tot pachetul. Numai să nu-l întristăm și să pierdem din ele pe drum, ca nu cumva să-l pierdem pe el, că și fără el n-avem cum să ajungem la capăt. Duhul Sfânt ne va transforma în ziua aceea sau va învia trupurile noastre muritoare și ne va face asemenea slavei sale, mărit și binecuvântat să fie Domnul să fim cu respect, cu recunoștință și să ne continuăm această părtășie binecuvântată cu Duhul Sfânt. Dar de fapt nu-i numai cu El. Spunea Domnul Iisus, El va lua dintre mele și eu am dintre Tatălui. Că prin Duhul Sfânt se adeverește ce a spus Domnul Ioan 14, eu și Tatăl vom veni la El. Că acești trei sunt una și nu pot să fie separați. Și zice Ioan în epistola sa, și noi vă vestim aceste lucruri ca să aveți părtășie cu tatăl, cu fiul și asta e prin Duhul Sfânt bună prietenie, să ținem la ea. Să dea Domnul toată biserica să fie prietenă cu Domnul, cu Duhul și Dumnezeu să ne ajute să fim prieteni și unii cu alții și într-o părtășie sfântă să moștenim împărăția Lui. Amin.